paradiso non ci sono di possibilità. Mai sentito, avete mai sentito che si dà la città di gloria? Io per dire le esciti, sono le sue acqua, esciti in prima. È possibile se te pastesse curate ci sono mi se pare ceva prea mult. Acele fecioare s-au păstrat curate și-au păstrat pe doamna lor curată de înaintea Domnului. Din nefericire, cu toată cumințenia lor și cu toată fecioria lor, să te preocupe pe tine acum atât curiozitatea cât și dorința să spui cum frate costă te poți păstra curat și să nu intri pe ușă. Parcă ne fericează în cuvântul acesta, parcă nu putem să privim așa într-o stare perfectă, într-o stare așezată, parcă suntem haroginați. E posibil să spui, frate Costel, eu m-am păstrat curat pentru Domnul și m-am păstrat curat pentru Domnul. Suntem surprinși de ceea ce auzim acum. La miezul nopții s-a auzit strigăre. Care a fost motivul care m-a împiedicat să intre? V-ați gândit vreodată că nechipzuința este un păcat care ne poate rupe de veșnicie? V-ați gândit vreodată? În toată lumea oamenii se feresc de păcate mari. Se feresc de paharul de cultură, se feresc de curimie, se feresc de pachetul de țigări, dar nu se feresc de păcatul acesta al nechipsuinței. Și pe ce vreau să vă stau curate? Să vă stau curate. Mă surprinde faptul să vă spun acum că toată curăția lor și toată sfințenia lor n-au intrat pe ușă. Și am să vă spun la toți acum lucruri frumoase care avem nevoie de ele. Este foarte simplu. Este foarte simplu. Să spunem un delemnul care îl luăm ne-ajunge pentru veșnicie. Și posibil ca ele să zăbovească și să consum din ce ai. Și în seara aceasta tu spui ce a mai întâlnit. Glorie Domnului! Lui Dumnezeu să fie dată slava! La miezul nopții s-a auzit strigare, iată mirele! Au avut un delem atât cele înțelepte cât și cele nechipzuite. Spre deosebire s-a întâmplat un lucru. Cele înțelepte au avut cineva sate. Iar cele nechipzuite n-au avut unele în casă. Am să spun ceva și te rog să mă urmărești cu maximă atenție. Crede cu stăt unde lemnul pe care îl am îmi este de ajuns. Și am să spun ceva în seara aceasta. Pune inima ta la cea mai scumpă țeapă care vine din cer. Și spune, Doamne, umple-mă cu toată puterea. Aleluia. Și umple-mă cu toată puterea.
iau samodele până voi intra pe ușă. Și biserica Domnului să spună amin. Amodele numai pentru duminică, cante la mea să aprindă numai duminică. În cursul săptămânii nu pot să merg la biserică. În această zi o să spun ceva. Dacă n-ai de lemn pentru luni, dacă n-ai de lemn pentru marți, dacă n-ai de lemn pentru miercuri, dacă n-ai de lemn pentru joi, vine sâmbătă și duminică. Este posibil să te păstrezi curat din pricina de lemnul care nu l-ai suficient să nu intre pe ușă. Și în această seară spune, Doamne, n-am nevoie de un lemn numai pentru duminică. Am nevoie de un lemn pentru toată viața. Amin. Și biserica să spună amin. Glorie Domnului. La mizul nopții s-a auzit o strigare. Iată mirele. În timp ce mergeau spre mine, spre mare așteptare, au simțit la un moment dat că un lemn pe care l-au din nefericire prea puțin s-a consumat. Am să spun ceva. E posibil că un lemn pe care l-ai este foarte posibil să fii consumat din el și să fii pierdut din el. În seara aceasta te crezi un om plin de un lemn sau un om care ai nevoie de un lemn? În această seară ești un om plin de putere sau un om care ai nevoie de putere? Cine are nevoie de putere? Nu ai nevoie de putere. Sunt aici suflete care aveți nevoie de putere? Și puterea aceasta să rămână în noi, peste noi, până când? Până când? Până vom intra pe ușă. Amin? Se cade pe urmă. S-a întâmplat acolo să apeleze la un împrumut. Dați-ne de la Dumnezeu nostru. Oamenii care au spăzărit în candele, știți care sunt? Care nu le mai pasă de casa Domnului. Dacă ție nu-ți mai pasă de casa Domnului, să știi că ai scăzut în muntele lui. Dacă tu nu mai vii în mod regulat la biserică și în mod disciplinat la biserică, să știi că ai scăzut. Dacă nu mai vrei să cânti, dacă nu mai vrei să predici, dacă nu-ți mai iarde de casa Domnului, dar fără suficiență de un lemn. Ele s-au păstrat curate. Și au crezut că numai pe baza curățeniei și pe baza sfințeniei lor au intrat pe ușă. Din nefericire spuneam mai devreme cum îi spuneam la Andrea, poți să te păstrezi curat, dar să n-ai vina până la capăt. Să n-ai fac clia. E posibil să te păstrezi curat, dar făcuie să se stingă când este mai important să nu te închisă. E posibil să te păstrezi curat și când apare mire, să ai o făcuie stinsă. E dureros. Sunteți de acord cu mine că este dureros? Sunteți de acord cu mine că este dureros? Este ceva dureros? Mi se sting candelele. Am observat prea târziu. Aș vrea să te întreb, tu vrei să observi prea târziu sau astăzi? Când vreți să observați undele lor din camera? Atunci sau acum? Și înseamnă aceasta? Acum. Cine vrea ca să-și verifice
candela în această seară, în prezența Duhului Sfânt. Cine dorește? Dorește cineva din voi? Aveți dorință în această seară să treceți prin verificarea Duhului Sfânt? Să spui, Doamne, vreau să mă verific, să văd câte cuvintele am și până unde voi merge cu el. Vreți să auziți lucrul acesta? Vreți să auziți lucrul acesta? Vreți să aveți o experiență personală cu Dumnezeu în seara aceasta? Cine dorește o experiență personală cu Dumnezeu? Cine are nevoie de experiență personală cu Dumnezeu? Fecioare, curată. Cuvântul Fecioară înseamnă curat. Cuvântul curat înseamnă sfânt. Atenție! Dacă nu mai ierți pe fratele tău care ți-a greșit, ai scăzământ în cantea. N-ai puterea necesară prin care să privești mâna. Dacă te-ai răcit de casa Domnului și nu mai ești în casa Domnului, ai scăzământ în vedere. Dacă nu mai închizi mâna la o vădură și la un orfan să fie ajutat de tine, ai scăzământ. Dacă vii în casa lui Dumnezeu fără să faci nimic, dacă vii în casa lui Dumnezeu și nu-ți mai place predica, nici cuvântul, nici cântările, nici tainele, nici descoperirile, nici prorocirile, ai scăzământ de unde vin. Te poți păstra curat, dar nu scăzământ în candela. Te poți păstra curat și mai târziu să vezi că nu intri pe ușă. Și întreb adunarea, care fi cea mai mare durere a creștinului? Să rămână afară? Există o durere mai mare ca durerea aceasta să rămâi afară? Să vezi că în urmă vine focul. Să vezi că urmă să aprindă lumina lui Dumnezeu. Când cei mai mulți ai intrat pe ușă, tu să rămâi afară. N-ai avut grijă de unde. Făclia ta s-a stins când nu trebuie să se stingă. Cine vrea să fie aprins de Duhul Sfânt astăzi? Redirigăm în prezența Domnului Iisus. Am copilul lui. Cine are nevoie în această seară să aibă un elemul necesar? Doamne, vreau să iubesc, să iert. Doamne, vreau să mă arunc o cară peste mine. Doamne, vreau să nu mai îmbat joc de nimeni. Doamne, nu mai vreau să bat jocoresc numele Tău și numele pocăiților. Umple-mă cu prezența Ta. Cine dorește să umple Domnul cu prezența Lui? Glorie Domnului! Cine are nevoie de un delem să ridice o mână în prezența Domnului Iisus? Și cine dorește ca făcuia Lui să fie aprinsă și jocul Lui să fie încins pentru numele Lui Iisus, pentru durare Domnului, pentru binecuvântare Domnului? De data aceasta vrem să ne privăm pe genunchi. Haideți să ne privăm cu toată biserica. Duhului Sfânt și fiți atenți. La miezul nopții s-a făcut strigare. Care e durerea care va marca cel mai mult omenirea? Și chiar crește inima decât atât. Care credeți că este durerea care va marca cel mai mult pe creștini?
fița mea sumă, preamărit să fie Domnul. A lui Dumnezeu să fie toată gloria și toată slava să fie Domnului. Când trâmbița va suna, morții vor învia, nesupuși putem zidui, iar noi ce vii ne vom întâlni cu ei pe noi. Durerea care marchează cel mai mult creștinismul în procesul de răpire bisericii, știți care va fi? Durerea care va marca o veșnicie pe oameni, știți care va fi? Când vei merge la pătuță unde este copilul și vei vedea că nu este acolo. Când vei merge în dormitor și copiii au dispărut. Când te uita în far și vei vedea că soția nu mai este lângă tine. Deja bine s-a făcut. Te-ai gândit că te vor costa regrete veșnice, nepocăința care nu vrei să o trăiești? Te-ai gândit vreodată la regrete veșnice? Să ieși în mijlocul curții, să strigi ca un nebun, ca un om ieșit din minți. Și nimeni să nu-ți mai răspundă că răpirea bisericii s-a făcut la tine. E o durere mai mare ca asta? Există o durere care va marca pe creștini mai mult decât durerea regretului veșnic? Te vei duce la fratele tău? Vei găsi toate lucrurile în ordine? Dar nu va fi la Domnul. Te vei duce la sora ta? Vei vedea că nimic nu lipsește din casă, numai ea lipsește. Că este. Te vei duce la copilul tău și nu vei mai găsi locul unde a dormit. El este plecat. N-ai vrea să te pocăiești, să fii împreună cu ei? Amin, biserica Domnului? Doriți să ne pocăim. Aleluia. Să venim la biserică. Să ne umplem de unde lemn. Să umple Domnul vasul din noastre cu unde lemn. Să fim oameni suficienți pentru răbire. Doriți lucrul acesta? Doriți să avem o părtășie apropiată de Dumnezeu și să fim oameni siguri că vom ajunge în cer? Închei ultima parte. Duceți-vă la cei ce vând unde lemn. Intrăm într-o latură profetică care nu face prea multă plăcere să vă spun despre latura aceasta profetică, că Israel va rămâne pe pământ și restul va mai găsi de lemn. Dar de lemn nu va fi mai scump decât aurul. Pentru că națiunea lui Israel așteaptă Marea Sărbătoare, care va fi oficiată la Apocalipsa, capitolul 14, versetul 1 plus, reședința lui Israel pe muntele Sion. Întrebarea mea este, aveți nădejde că Domnul în plinătatea Lui ne va ajuta să fim mai buni? Amin? Amin. Nu pot să te urmăresc nici pe tine, nici pe tine, nici pe tine, nici pe tine, nici pe mine. De ce? E prea scumpă veșnicia. Și din cauza voastră, iertați-mă că vă folosim mai plăcă, din cauza voastră nu pot să pierd pe Domnul. Amin? Nu pot să te țină inimă și să am ură pe tine. E prea scumpă părăția lui Dumnezeu și trebuie să te ierte. Amin? Amin? Nu pot să vorbesc de rău pe fratele meu și pe sângele meu, e prea scumpă marea întâlnire cu Domnul.
Domnul Iisus pe noi cerului. Slăviți să fie Domnul! Nu pot să mă împiedic de orice legătură și să cap și să rămân prăbușit, pentru că eu am o altă așteptare. Dumnezeu să fie slăvit. Aș vrea să vă pun o întrebare în ultima parte a predicii. Cine știe când costă împărăția lui Dumnezeu? Cine știe din voi cât costă împărăția lui Dumnezeu? Care este prețul împărăției lui Dumnezeu? Este o întrebare foarte importantă. Cât costă împărăția lui Dumnezeu? Cine știe prețul? O să vă spunem. Știți care este prețul împărăției? Iisus. Ați auzit că costă împărăția lui Dumnezeu? Iisus. Amin? Amin? Ați auzit că costă împărăția? Împărăția costă un singur leu. Și dacă spui la cineva mai costele, faci niște operații. Faci niște aberații care te poate depăși. Auzi, împărăția costă un leu. Da, un leu. Da, un leu din seminția lui David. Aleluia. Să nu fie bun. Aleluia. Și acum întreb. Toată lumea. Dacă intri într-un magazin, într-un Carrefour, o bomboană costă împărăția lui Dumnezeu care a luat-o de pe rafturile magazinului, ai spus hârtia și ai aruncat-o jos. Conținutul l-ai mâncat, iar ambalajul l-ai mâncat și l-ai plasat sub rafturile. Și vine Domnul la tine și spune, atât a costat împărăția, o bomboană, un ciocolată, un fruct. Pentru cineva împărăția costă doile. Iar pentru alții costă mult. Unul poate să-și piardă mântuirea pentru o ură. Nu mai merg în biserică și nu mai vreau să iau cine acolo și nu mai vreau să am de-a face cu adunarea aia, nu mai vreau să aud la prorocește, nu mai vreau... Și de ce? Nu pot! Nu pot să mai sufăr! Alții dă împărăția pe doi lei, iar alții să nu dă toată viața, să fie mântuiți și să fie acolo. Slăviți să fie Domnul. Haideți să vedem de ce se mai poate vinde împărăția. Îți aduți acolo de împărăție. Ți-ai aruncat ochii la frumusețea unei femei. Ai poftit-o și ai pregătit cu ea în inimă. Atâta iubești cu părăția Domnului. Să-ți arunci ochii pe o femeie fără mai frumoasă decât soția ta, atâta te costă pe tine părăția Domnului. Atâta înseamnă prețul împărăției. Te duci la un frate și găsești o hârtie de 50 de lei pe jos în casa lui. O pui în buzunar. 50 de lei costă împărăție. Când ea s-a plătit cu sânge la calvar, a venit Dumnezeu să fie toată slavă. A venit Dumnezeu să fie toată gloria. A intrat un frate într-o casă și acolo a găsit o cheie de mașină, o cheie auto, care costa în jur de 15-20 de lei. A spus, lasă că l-a dat mai multe chei. Asta îmi trebuie mie acasă, la mașină. Și când s-a pus să curce, fratele, în timp ce dormea, a venit vorbirea. Și în timp ce se făcea vorbirea bisericii, el era legat de o cheie, care costă 20 de lei, și așa de creasă devenise cheia care a furat-o, că el nu putea să zboară, nu putea să se desfășoare călătoria. Întrebarea mea este, fraților,
costă ceva împărăția Domnului? Eu cred că costă. Și prețul împărăției este Iisus. Avem în vedere. Amin. E un păcat nechipzuință? Doriți să fiți gata de vărghire? Dar sunteți gata de programul adunării când se face? Cine se pregătește pentru biserică să vină în mod regulat, așa se va pregăti. Cine vine în casa Domnului, va avea parte de casa Domnului. Iar cine tratează casa Domnului cu indiferență, va fi tratat cu indiferență de casa Domnului. Doriți să vă apropiați mai puternic de Domnul? Ați auzit că vine Domnul, nu? E un păcat neglijență, e un păcat. Să ne ajute Domnul și să ne umple vase. Mai luăm pe Domnul cu o cântare și apoi ne stăm trupă de la București. Fiți binecuvântați de Domnul. Și aici să rămână cuvântul lui Dumnezeu, sărit și placat pe inima bisericii. A venit o sterchia Mandii de la București și a spus că pot să dau împărăția lui Dumnezeu pe lucru de nimic. Eu vreau să fiu credincios curat, dar și cu candela plină de umdere. Amin? Pot să te păstrezi curat, dar fără să mai ai de rând suficient. Dorim făclia noastră să fie aprinsă, mijlocul nostru să fie încins, făclile aprinse, așteptând și grăbim venirea Domnului. Fiți binecuvântați de Domnul. Îndurarea Domnului să fie peste voi, peste casa voastră și să nu aveți regrete, să spui pare rău că n-am fost răbit. Să fim toți o familie unită, unde? În împărăția lui Dumnezeu și așa să ne ajute Domnul. Amin. După o cântare vom face și încheierea și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Știți după ce să vă dați seama că nu